Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii din Arhiva TVR. Astăzi ne întoarcem la teatru cu unul dintre actorii care au scris istorie în teatrul și cinematografia românească. Ardelean îndrăgostit de satul natal, Vinerea, județul Alba, s-a dovedit încă din adolescență un nonconformist, un răzvrătit fără cauză pe care îl iritau comenzile, poruncile. Prima oară când a fost consemnat în liceu, consemnarea fiind sinonimă cu izolarea, pedagogul Bazil Lăzărescu l-a închis în biblioteca liceului. În momentul în care s-a văzut înconjurat de cărți, a hotărât să fie în permanență în arest. Și așa s-a născut o pasiune pentru litera scrisă, pentru teatru. Viața mea s-a desfășurat sub semnul hazardului, de la intrarea în facultate și până la însurătoare. Mereu am dat cu banul, mărturisește artistul, gândindu-se că pe atunci își dorea o carieră sportivă, tatăl său fiind cel care era sprijinit către una artistică. A dat de 4 ori concurs la București, a reușit din prima, însă vicisitudinile vremii l-au purtat pe alte cărări. Și-a început cariera la Teatrul Maria Filoti din Brăila, iar toată viața mea a fost semnul destinului. Acolo, primul lucru pe care l-am făcut când am reușit, am intrat în garsoniera mea și am scris pe perete: vreau, trebuie, sunt bun, voi reuși. Și m-am ținut de chestia asta. Am muncit foarte mult, dar m-a ajutat și destinul, mărturisește actorul. Rolul pe care l-a consacrat a fost al sergentului 7 frați în serialul de televiziune Lumini și Umbre, rol continuat și în filmul lui Sergiu Nicolaescu, Noi cei din linia 1. Fiecare rol pe care l-a interpretat în scenă sau în film a fost o bijuterie lucrată cu migală și cu foarte mare talent. A realizat creații scenice memorabile în mari spectacole regizate de Alexandru Tocilescu, Sandamanu, Alexandru Dabija, Cătălina Buzoianu, Felix Alexa, Silviu Purcărete și mulți, mulți alții. Inventiv și efervescent, grav și sensibil, maestrul și-a cucerit admiratorii prin capacitatea sa uluitoare de a evolua cu aceea strălucire, nu numai în registru comic, ci și în cheie tragică. Lista filmelor în care a jucat conține 44 de titluri, printre care se numără Concurs, Faleze de nisip, Domnișoara Aurica sau A 11-a poruncă. Pentru 7 dintre rolurile realizate pe peliculă a primit premii de interpretare. Este o meserie îngrozitor de grea. E o meserie în care trebuie să te torturezi pentru a ajunge la anumite stări. E un fel de desfrânare a tristeții. Toate actele de creație presupun suferință. Când am un rol important, toate doagele eului meu se descleie, căzând una peste alta, iar eu curg spre ceva ce mă absoarbe, cuvintele îmi spun o poveste despre un altul pe care eu ar trebui să-l aflu, mărturisește actorul într-un interviu. Mă zbat și mă chinuiesc într-o dragoste și moarte. Meseria mea este o desfrânare a tristeții, un duel între imaginație și realitate, iar imaginația are un rol important pentru că trebuie să mă înving pe mine însumi. Dragii mei, cred că nu este un secret pentru dumneavoastră că ediția de astăzi a emisiunii din Arhiva TVR este dedicată maestrului Valentin Uritescu. Stâng, drept, dă-mă! Vine aproape! Vine aproape, soldat! Atențiunea aviației la mică! În colonarea! Haide că avem drum lung! Hai, săracul infanteru, cum îl strânge moleterul! Înainte! Orș! Eu știu la ce vă gândiți voi acum! Îmi spuneți sau vă spun eu?
În front nu se vorbește, domn sergent. Bravo, tinerețe, dar eu pot vorbi. Așa e când ajungi sergent, capi tot felul de drepturi. Voi vă gândiți acum las că ajungem noi pe front și la prima bătălie băgăm un gronț în spate, este? Numai că ajungeți, nu ajungem, eu cu frontul am dezvoltat. Aviația-i la mică! Ce faci? Mâine la cap! E clar, e un ticălos și crede că toți sunt ca el. De pe frontul antisovietic n-a dezvorțat. Vrea să dezvorțeze acum. Coronarea! Ești ca soldat? Elpți! Înainte! Arși! E grele ranițele? La război cam atât o să cărați. Acum nu e așa. Am pus cărămici ca să fie greutatea reglementară. E grele? Nu e grele. Atențiune! Hai! Așa. E, aviația inamică nu mai este. Repaus, rupeți rândurile! Arși! Băi, ăia de la intendent s-au uitat să ne dea rațile. Ce facem noi în situația asta? Ei, Bogdan, ce facem? Răbdăm. Asta o știu ori și cine, și prostul când are ce mânca rabdă. Dar ostașu, el ce face? Ei? Nu știu. Cântă, băi, băiatule, cântă. Bă, vă știți vreun cântec? Ia, cât ne odihnim, ia să vățăm unul. Frunzuliță verde, verde de stejar, dulce viața când ești militar. Alarmă! Hărți! Sub comanda soldatului Bălan, voluntari în curtea tânărea! Armele la control. Planton schimbul 2 la mine. Sunt soldatul Bălan Gheorghe Mihai, m-am prezentat la ordinele dumneavoastră. Băi, tu ai dormit în post? Nu. Spune-mă ca la un tată, bă. Nu, pe cuvântul meu că n-am dormit. Foarte bine, mă, că te trimiteam la curtea marțială, măi, băiatule, băi, înțelegi? Îți dai, îmi pare mie bine, dă tot că n-a dormit. Băi, băi, unde sunt armele, băi? Înseamnă că s-a topit. E drept, e cald. Toamnă lungă, bună pentru culesul porumbului, păcat că n-are cine să-l culeagă. Ori l-or fi... Să știi că asta e, băi. L-or fi vândut ăștia, băi. Ăștia vând tot, băi. Domnule sergent. Ce-i, mă? Permiteți-mi să raportez. Am adormit în post. Nu se poate. Hai, mai lasă glumele. Bă, tu îți dai seama ce spui, cum s-a dormit în post, băi? Cum s-a dormit în post, băi?
fugam marș în dormitor. Hai, de planton fac eu, te duci și tu. Ceilalți să scânte în alii, în alii. Trebuie, înțelegi? Hai, mă. Hai, mă, fugam marș, mă, executare, mă. Este o deosebită onoare și plăcere în aceeași măsură să-l am alături de mine în studioul emisiunii din Arhiva TVR pe maestrul Valentin Uritescu și profit de ocazie pentru că, într-un fel sau altul, sub semnul acestei cărți voi încerca să așez toată emisiunea de astăzi, să vă prezint cel mai recent volum de fragmente autobiografice pe care maestrul îl semnează, intitulându-se Așa sunt eu prost. Un volum apărut la editura Humanitas, un volum care cuprinde pe lângă fragmente de jurnal, pe lângă amintiri legate de teatru, pe lângă portrete ale unor colegi de scenă, dar și ale unor prieteni, cuprinde fragmente de suflet, cuprinde bucăți de viață dezvăluite în adevărata lor înțelepciune, dezvăluite cu sensibilitate, tandrețe și fără nicio intenție de a cosmetiza într-un fel realitatea, așa cum orice scriitor are tendința să o facă. Încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de asta la o vorbă, la un pahar de vorbă, cum îmi place mie să spun. Și la fel și eu. Am acceptat-o pentru că știi câte, odată vin toate așa grămadă pe capul tău. Am avut o perioadă mai lungă în care am fost mai puțin solicitat profesional și atunci am scris cartea aceea. Și acum s-au îngrămădit toate, știi? Și sunt într-o stare de efervescență, așa, de fierbere, clocot, din care eu am mai ieșit în ultimul an, ca să nu chiar doi. Așa că acum încerc să fac față treburilor ăstora. Dacă ne gândim puțin la începuturi, dumneavoastră doreați o carieră sportivă. Așa este. Știi ce, domnișoară? Cred că treburile astea le știu oamenii de mult. Întotdeauna când mi se pune întrebarea asta, spun, domnule, dar le-am mai spus. Pentru cei care m-au văzut o dată, de două ori, de trei ori, devine plictisitor și nu știu cum, mă, altceva nu mai e de spus. Așa că foarte scurt îți spun treaba asta, ca să fie pentru ultima oară. Da, am avut o evoluție, ca să zic așa, în liceu, sportivă de excepție. Am fost campion național la schi, la coborâre și slalom uriaș, la spartachiadele alea de iarnă ale liceilor. Și nici nu mă gândeam să merg la teatru, dar pentru că de mic copil, destinul meu s-a desfășurat sub această atmosferă, clopot, sub această parcă hotărâre implacabilă, sub acest imperativ, fă-te artist. Când eram mic, vedeam filme la noi în dormitor, tata fiind într-o afacere cu un aparat de proiecție, am și scris asta, vezi, o spun vreo 7 ore și am un sentiment de ușoară jenă, știi, dar n-am ce face, ca o spun pentru ultima oară. Așa. Și cu aparatul ăla de proiecție, ca să facă vizionarea, le vedeam în dormitor. Pe urmă, vreau să spun că tatăl meu a fost omul extraordinar. De altfel, cartea pe care o scriu, mare, cărțulia asta, este un fel de prolog la ceea ce urmează să apară. Acolo sunt niște destăinuri extraordinare a felului meu de a fi și a întâmplărilor prin care am trecut. Și le scriu cu o mare sinceritate, nu din dorință. Vezi, fiecare își croiește în viață o strategie să meargă. Unii sunt foarte greu de descusut, alții mai puțin. Eu am ales strategia de a fi sincer. Sincer, total sincer. Știi de ce? Pentru că mi-am zis, domnule, din greșelile mele, din greutățile prin care am trecut, poate învață alții. Și de-aia nu schimb nimic și nu înfrumusețez nimic. Ba câteodată spun niște treburi că mă îngrozesc. Ba câteodată mi se pare că sunteți dur
cu dumneavoastră înșivă, că vă judecați uneori cu prea multă asprime, că poate că există mai mult loc pentru nuanțe și autocritica funcționează, dar funcționează la un nivel extrem de înalt. Și pe cititor îl pune într-o încurcătură. Trecerea dintre viața văzută pe scenă și viața privată a acelui om se face uneori brusc și se face neașteptat, exact. Știi, vreau să-ți spun o treabă. Eu peste vreo două zile, pe 4 iunie, împlinesc 70 de ani. Ceea ce am să-ți spun acum... Mulți înainte, din partea tuturor celor care ne privesc. Eu vă mulțumesc frumos, dar mulți sunt înapoi. Dar ăștia care mai sunt să fie buni, știi, să nu fie cu neputințe și chestii. Dar de ce am amintit de chestia asta? Pot să-mi permit să-ți fac, uite, mi-a țăcănit în cap o idee și de care am să mă folosesc. Îți pot spune ceea ce intenționez să spun, amintindu-ți că eu am 70 de ani și că nu sunt un tip libidinos și nu. Nu, ormonii mei au intrat puțin la pensie, înțelegi? Așa că eu pot să-ți spun ceea ce mi-a țăcănit în cap. Dumneata ești o femeie foarte frumoasă. Se vede că o moștenești pe mama dumitale. Așa. Acum să trecem pe plan psihologic treaba asta. Te simți bine în pielea dumitale, așa-i? Te simți bine, știi că ești frumoasă și atunci te încearcă o grijă perpetuă, zic eu, de a avea grijă să nu sfeclești sau să nu eu ziceam, dai vangli. Știi ce e la vangli? Când joci la popicărie, la cugle, cum zicea la noi în Ardeal, așa, copilăria mea a avut un capitol foarte important cu cuglele astea, bila când o lansez la bowling, cum zic ăștia de acum, și nu o lansez cum trebuie, se duce în vangle, adică se duce în marginea spațiului care merge pe voi. Și atunci ai grijă mereu să nu faci ceva care să-ți știrbească potirul care ești, potirul minunat, frumos, care ești tu. Îmi permis să spun așa. Treaba asta se întâmplă și cu mine. Eu știu că sunt un actor bun, simt treaba asta și mi-au spus-o mulți, cronicile, la fel, premiile pe care le-am primit și toate astea. Și atunci îmi permit însă să arăt lumii și cei de desubt. Este un fel de, nu paradox, este un fel de contradicție între ceea ce, nu? Un nonsens. Ar trebui să tac și să mă detreabă. Dar e cu mult mai interesant să spun prin ce am trecut și felul meu adevărat de a fi. Vezi, uite, eu împlinesc 45 de ani aproape de căsnicie și mi s-a luat un interviu în revista Femeia, ultimul număr, în care mă întreabă cum au fost cu cele 3 cutremure ale mele. Eu am avut 3 de divagări de pe drumul drept și cu mintea al căsniciei. Cred că sunteți unul dintre puținii bărbați care recunoaște acest lucru și o recunoaște împăcat cu sine însuși. Nu numai împăcat cu sine însuși, ci și într-un fel sau altul ajuns la maturitatea și la înțelepciunea ideii că într-un fel sau altul toate lucrurile rămân stabile atâta timp cât este vorba de familie, de căsnicie, de suflet pereche. Vezi? Uite aici e treaba. În moment, eu cu soția mea, eu pentru soția mea n-am manifestat o pasiune. Acolo în revista Femeia se scrie foarte bine. Eu nu vreau să vorbesc atât despre chestia asta, că trebuie să ținem cont de arhiva TVR, dar o amintesc întreagă. Pentru că toată lumea se miră cum de m-a iertat sau cum de s-a întâmplat ca eu să merg în continuare. Soția mea este o femeie specială, unică și cu treaba asta și-a câștigat un ascendent asupra mea și mă face să o iubesc din ce în ce mai mult. Sunt capabil și în stare de niște tandrețuri cu soția mea acum la anii ăștia, nebănuită, cât și cățelușa aia mea e geloasă pe noi, că așa sunt femelele, știi? Să vezi cum lată și să vâră noi, adică vrea și ea să o mângâi sau să mă porc cu ea. Așa.
Spun ultima chestie. Între mine și ea n-a existat acea pasiune care arde tot. Nu. Și Valeria, între mine și ea a existat o dragoste puternică, dar vezi tu, nu te însori cu o femeie pentru că e bună la pat, să zicem, sau nu te măriți cu un bărbat numai pentru asta, deși este un lucru foarte important. Bun, între mine și Valeria a existat o ardere mognită mereu, mereu. Pasiunea a fost între mine și celelalte. Dar nu știi cât de mult am luptat ca să scap de pasiune. Că de-aia sunt atât de multe divorțuri astea, pentru că pe toți îi pălește pasiunea aia nebună, care după ce trece, nu mai rămâne nimic. Eu, asta e teoria mea. S-ar putea să mă înșel. Fragmentul următor, cred că o să vă facă o reală plăcere, este un fragment de Harvey. Ce om dulce! Ha, cred și eu, dar puteai să aștepți. Cucoană, Cucoană, stai puțin, că nu știi ce se întâmplă. Dom'le, eu fac cursa asta de 15 ani. Am adus aici o droaie de oameni să-și facă drăcia aia de injecție. Și după ce o făceau, îi duceam înapoi. Ei bine, erau grozav de schimbați. Ha, foarte bine. Bineînțeles, asta și sper. Nu, că nu știți. Nu știți ce se întâmplă. Când venim încoace, înainte de injecție, ei stau în spatele meu și se bucură de toată plimbarea. Se uită, au reacții, vorbesc singuri, vorbesc cu mine. Oprim mașina, ne dăm jos, ne uităm cum zboară păsările, privim apusul de soare. Uneori ne uităm la păsări când nu există păsări. Și privim apusul de soare de ploaie. Salut, domnule Harvey! Într-un cuvânt, petrecem de minune și bacșișul meu e întotdeauna gras. Dar la întoarcere e vai și amar. Da, ce vrei să spui cu... La întoarcere vai și amar. Cucoană, sunt posaci, nervoși, preocupați. Țipă la mine, fii atent la stopuri, cască ochii la intersecții, frânează. Cei grăbiți zic, accelerează, nu mai știu ce să mai fac. Nu mai au niciun pic de încredere în mine și doar este același șofer, aceeași mașină, mergem pe același drum. Într-un cuvânt, nu mai există niciun pic de bucurie. Și nu mai există niciun bacșiș. Da, fratele meu ți-ar fi dat oricum un bacșiș, că e generos. El întotdeauna a fost foarte generos. După asta nu o să mai fie. Cucoană, după injecția asta, o să fie o ființă omenească perfect normală. Și știți bine ce jigodii sunt ăștia. Am remarcat că v-a făcut plăcere să revedeți acest fragment. O mare bucurie, o mare bucurie. Și uitasem de rolul ăsta. Ăsta a fost tot rolul. În Harvey, o piesă pe care a adus-o meșterul Beligan și care a pus-o la Teatrul Național. Eu am fost șoferul care aducea pe toți necăjiții ăștia la clinică și pe urmă plecau. Și spune, mi-ai făcut o mare bucurie pentru că, într-adevăr, aici, în acest fragment pe care l-ai dat întreg, ca și pe ăla cu Sergentul Șapte Frați, poți să urmărești bine ce se întâmplă înăuntru unui om, unui actor, să zicem. Adică stările prin care trece. Sunt foarte puțini cei care au curajul să-și asume adevăratul eu. Să-și asume în fața propriului eu și în fața altora. Pentru că implicit consideră că devin vulnerabili, implicit consideră că ceilalți îi pot judeca și atunci de ce să vină altul să dea cu piatra? Lasă că mai bine mi-adorm eu conștiința, o pun acolo, o ascund sub preș. Sau mi-o critic, sau mi-o adorm conștiința sau o țin trează, știi? Până la urmă e o dovadă de orgoliu. Așa este. Dar numai că nu sunt un tip prea orgolios. Am un orgoliu mai mititel așa, înțelegi? Dar vezi, uite, acum iar mă întorc și o să zic că sunt obsedat de treaba asta.
Pe felul cum vorbești și cum ai vorbit adineauri de toate treaba asta, dovedești pe lângă frumusețe și deșteptăciune, ceea ce este un lucru rar. Eu îți fac aici niște avansuri, să fim înțeleși, așa, pur platonice, pur de spirit. În momentul în care am scris cartea, înțelegi, am zis, băi, sunt un actor bun, ia să încerc să fiu și un scriitor bun. Numai că eu nu vreau să fiu, să fac pe scriitorul, atâta tot. Pentru că acum la modă e cartea asta mea, care se vede că a făcut puțin vânt în jurul ei. Eu trebuie exact să-mi termin. În sprijinul acestei idei am găsit un fragment vorbind despre limbile străine. Era un fragment autobiografic și explicând domnului Ritescu de ce n-a învățat engleza, spune la un moment dat așa: și atunci nu-i mai bine de la bun început să fac ce n-a făcut poate nimeni, și anume să nu mă ascund după piersic și să mă arăt așa cum sunt eu, un semidoct, un om care are cunoștințe puține și superficiale, în ghilimele, fără să mă cred cult. Așa că în tot ce am să vă aduc la cunoștință, mă voi exprima fonetic, voi scrie cuvintele așa cum sună în limba română, mai puțin numele, vorbele pe care le știu totuși scrie și pronunța, nu prea multe. În felul acesta voi fi eu însumi, fără posibilitatea de a face pe deșteptul, ci doar ăla care sunt în realitate. Adică prost. Adică așa cum sunt eu, prost. Mă rog, așa este, da, într-adevăr așa este. Așa am procedat. Ori acest fragment cred că este într-un fel cheia întregului, da, întregului volum autobiografic. Așa este. Și spun acest lucru cu profundă admirație pentru curaj. Mi se pare o dovadă extraordinară de curaj. Dacă așa sunt eu, ce să fac, firea de-al naibii? Înainte de a merge mai departe cu discuția, care, din punctul meu de vedere, ajunge așa nuanțat în niște zone extrem de sensibile, vă propun să îl revedem de data aceasta pe maestrul Uritescu într-un cumplet care are drept temă bani. Mișcă odată, nenorocitule! E dacă mai nenorocit, mă mișc eu cum pot. Nu vezi în ce hal m-ai adus? Țara nu are parale și bugetul e o jale. Azi întreaga visterie, fabrică numai hârtie. Tu se ținați de jelit, că eu i-am nenorocit. Și eu trăiesc în modestie, din mica mi economie. Au, au, leu, 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 au, leu, 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 leu. Lepurile au crescut, au ajuns de necrezut, compensații tot la fel, dar nimic în portofel. Puneți taxe pe import, că eu tot în lux mă port. Dai pe bere un sutar și te crezi milionar. Au, 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 leu, 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 leu. Toți mă-ntind fantastic, parcă aș fi de gum elastic. Fiecare mă lungește, că știut statul plătește. Au, 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 leu, 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 au, leu, 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 au, leu, 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 au, au, leu, 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 au, leu, 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 au, leu, leu, leu. Copilul, unde e copilul? Leușor, Leușor, mama! Ce ai pățit, mă? Ce ai pățit, dragul, mami? Leușor, vin în față! Vin în coace, mă! Am căzut și m-am lovit! Te-ai jucat la licitație, ai căzut și te-ai lovit! Tu nu m-am o căzătură, o duci, mă! E fiul lui Tasu! Eram mai mulți copii și ne jucam. Francu,
Dolaru și Lindu. Păi ăștia nu sunt copii de vârsta ta. Să te înveți minte, cine-i de vină? Maică ta-i de vină. Nu te mai ocup de el. Asta este. Ce copil voinic era odată. Un adevărat leu. Și acum uite-te la el. Aoleu. Doamnă, sosește pentru dumneavoastră un tren de marfă direct din străinătate. Ce spui? Intră în gară la linia 3. Ce fericire! Ia-ți, bărbate, scoate bani. De unde mai scot bani? Nu mai sunt bani, gata. Ce-ți bani? Poftim. Uite aici, banii noștri. Uite. Scutură-te! Forțează-te! Mai tare, mai... Păi pot să mă scutur până mâine, că nu mai este, s-a terminat. Prăvăliile private azi sunt pline cu de toate și cu prețuri din povești. Că îngheți când le privești. Zdrângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate magazinele private? N-avem lemne, nu-s butuci. Dar în schimb umblăm în bluci. Nu-s tramvai, autobuze. Dar am luat aerobuze. Nu e fus pentru sifon. Dar avem pudră ca rom. Nu e vată în galantar. Dar sunt cisme pe dolari. Fantezie tot dichisul. Și ce n-a văzut Parisul e la noi în prăvălii. Însă costă mici vii. Drângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate prăvăliile private? Foamea te pufnește în plex. Ea e vistă despre sex. Nu e o apă de zizin, dar e whisky și e gin. Nu-i perlan și nu e sodă, dar avem părăți de modă. N-avem tocuri la pantofi, dar sunt vile la snagov. Prăvăliile private azi sunt pline cu de toate și cu prețuri din povești. Că îngheți când le privești. Zdrângănele fel de fel, rochii ultimul model. Oare ori fi având de toate prăvăliile private? Nu e baie un prosop. Sunt săpunuri lux la shop. Nu e ștofă de palton, dar sunt blăruri de vizon. Nu-i sirop precum se știe, dar e coca la cutie. Nu sunt toi, nu sunt berbeci, dar dansăm în discoteci.